Închiderea unor primării din Republica Moldova va reduce din cheltuieli și va spori calitatea serviciilor prestate cetățenilor. Sunt doar câteva din avantajele reorganizării administrative discutate în cadrul unor consultări publice cu primarii din nordul țării. Peste 500 de localități au mai puțin de 2000 de locuitori. De la 2000 și mai puțin de 2000 de locuitori. Asta practic e jumătate din 890 de localități care avem noi astăzi, practic jumătate din localități au mai puțin decât 2000 de locuitori. Unii primari se tem că reforma va suferi eșec și va spori migrația oamenilor. Dacă azi ne unim, înseamnă că în sat și ală niciodată nu ați mai și școală, nu ați mai și grădirițe ca să duc acolo unde e comună. Iată ce să facem noi. Și noi astăzi pierdem vreme degeaba. De cealaltă parte, unele autorități locale vor optimizarea primăriilor pentru a debirocratiza administrațiile în teritoriu, dar și pentru o activitate calitativă și eficientă. Nu se închide școală, nu se închide grădiniță, doar o să fie în folos cetățenilor. Pentru că, într-adevăr, noi lucrăm în primărie dacă vine o dată în lună un cetățean la primire. Și acum este tot online, totul se face online, indemnizații online, pensie online, absolut totul online. Noi avem nevoie de calitatea serviciilor, dar nu de funcționari care sunt chiar incompetenți, pentru că majoritatea satelor din Republică stau angajați pensionari, unde ei nu știu să folosească nici calculatorul. Trebuie acest moment studiat, prelucrat, să vedem dacă se descurcă, dacă ne descurcăm, fiindcă noi la ziua de azi zicem toți că ne descurcăm, facem, hotărâm, rezolvăm, dar e foarte greu de zis până ce nu avem o practică. În prezent sunt elaborate mecanismele și criteriile de selectare a primăriilor care ar urma să fie supuse lichidării. Un factor decisiv va fi numărul de locuitori. Nu e nicio frică, fiind faptul că populația imigrează, fiind faptul că populația este mică, reforma trebuie făcută. Noi nu avem încotro. Dar trebuie gândită bine, trebuie chipzuită și trebuie cântărită. De exemplu, astăzi în primărie nu este un specialist pentru să se ocupe cu proiectele. Noi aici pierdem mult. Noi plătim mulți bani pe proiecte care ne le fac alți persoane, alte instituții. Ca prima etapă a reformei administrației publice locale se propune amalgamarea voluntară, care presupune comasarea benevolă a două sau a mai multor unități administrativ-teritoriale de nivelul 1. Este primul pas care, într-adevăr, vine cu soluții în domeniul eficientizării administrației publice locale. Este unul foarte necesar, el era necesar de 10 de ani de zile, dar acum, cu pași încet, dar sigur, consultând cu cetățenii, consultând cu primarii, deci o să putem să mergem, într-adevăr, în direcția succesului. Proiectul de lege cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale a fost aprobat în prima lectură de Parlament. Statul va oferi sprijin financiar pentru localitățile care vor decide să se unească. Este doar un prim pas, aprobarea acestui proiect de lege. Urmează ca guvernul să elaboreze cele două metodologii și eu îmi doresc foarte mult ca ele să fie la fel de amplu discutate. Ele vor aduce mai multă claritate pe însăși procesul, cum va avea loc procesul de amalgamare și procesul post-amalgamare, cum aceste localități se vor integra pentru a conviețui împreună și pentru a se dezvolta împreună. Menționăm că jumătate din localitățile din Republica Moldova numără mai puțin de 2000 de locuitori, iar alte câteva riscă să dispară.